Listarea hidroelectrică e posibil să fie cel mai mare eveniment al anului 2023 pentru piața de capital și nu numai. Astăzi îl avem invitat pe Călin Meteș, care este deputy CEO pentru investiții al Franklin Templeton International Services, sucursala București, și deputy portofoliu manager al fondului Proprietatea. Cum a evoluat hidroelectrica în acest an? Situațiile financiare ale hidroelectrica publicate la 9 luni pe acest an arată o îmbunătățire semnificativă a rezultatelor obținute. Aceasta se datorează, în primul rând, prețurilor ridicate la energie din acest an. Avem o creștere a cifrei de afaceri de aproximativ 47% la 6,9 miliarde de lei la 9 luni, dar și o profitabilitate foarte bună obținută de, de hidroelectrica. Profitul net a crescut cu aproximativ 37% față de aceeași perioadă anului trecut până la aproximativ 3,5 miliarde de lei. Un aspect negativ, să spunem, este, se referă la faptul că producția de energie electrică a scăzut anul acesta. După cum știm, a fost a secetă fost în acest an și hidroelectrica este dependentă de, de vreme, astfel încât producția de energie electrică din acest an a scăzut cu aproximativ 25-30% față de perioada similară a anului trecut. Cât de pregătită este Hidroelectrica să se listeze în 2023? Din punctul nostru de, de vedere, Hidroelectrica este, este pregătită pentru această listare. După cum știm, a existat o decizie în ceea ce privește listarea companiei încă de acum mai mult de 10 ani de zile. Prin toate acțiunile pe care compania le-a făcut și prin care noi am încercat să, să sprijinim compania lui toate aceste acțiuni compania s-a pregătit din timp pentru, pentru această listare. La acest moment avem, avem acordul acționarilor companiei, avem acordul și acționarilor fondului proprietatea pentru listare. Este important de spus că listarea Hidroelectrica la Bursa de Valori București înseamnă că fondul proprietatea care este acționar minoritar în cadrul Hidroelectrica care are 20% își va oferi spre vânzare o parte din, din, acțiunile deținute. Deci statul român prin Ministerul Energiei care deține 80% din hidroelectrica va rămâne în continuare acționar majoritar cu, cu 80%. Deci așa cum spuneam, avem acordul acționarilor companiei, avem acționarul acordului acționarilor fondului proprietatea pentru această, pentru această vânzare. Deci noi considerăm că sunt îndeplinite toate, toate condițiile ca acest proces să, să, evolueze și, și anul viitor să aibă loc această listare. Ce face mai exact consorțiul ăsta de bănci? În cazul hidroelectrică, dar nu vorbim doar de hidroelectrică, ci în cazul oricărei listări a unei companii la bursă, rolul consorțiului de bănci este unul extrem de specific. Băncile se ocupă de crearea sau de structurarea documentației specifice procesului de listare, pentru că, după cum știm, o listare la Bursa de Valori București presupune realizarea unui prospect de emisiune care este aprobat de către autoritățile competente, iar acel prospect de emisiune trebuie să conțină anumite informații despre companie. Vorbim de informații financiare despre companie, vorbim despre un business plan, ce anume are în vedere compania să facă în viitor, cum are de gând să-și folosească resursele financiare pe care le, pe care le generează în timp și așa mai departe. Băncile, împreună cu managementul companiei, realizează aceste documentații. Mai mult decât atât, managementul companiei are un rol foarte important de a se întâlni cu investitorii în prealabil de, în prealabil de a avea loc această listare, tocmai pentru a informa investitorii cu privire la companie, la domeniul în care activează, la sector, la perspectivele companiei în viitor și așa mai departe, astfel încât investitorii să aibă o imagine extrem de relevantă despre ceea ce înseamnă o eventuală investiție în, în acea companie. Iar băncile sunt la mijloc, să spunem așa, sunt între investitori și între companie, au rolul de a facilita această, această informare și această discuție și de a ajuta compania de a pregăti răspunsurile cele mai bune și cele mai potrivite, astfel încât investitorii să poată să ia o, o decizie uh, informată. Uh, acest proces sau această interacțiune între, uh, între investitori și, uh, în, și companie are loc în cadrul acestui proces de listare în mai multe, în mai multe etape. Deci vorbim de întâlniri, să spunem, prealabile care au loc între management și un anumit număr de, de investitori, tocmai pentru a se testa apetitul investitorilor cu privire la, la companie și la o posibilitatea de a realiza această investiție, astfel încât compania să poată să, să aibă în vedere care sunt și așteptările investitorilor cu, cu privire la, la procesul de, de listare. Păi și practic acum am înțeles, am înțeles cam care este stadiul în care vă aflați, dar ce pași urmează? Ce, ce, trebuie? Care e pasul următor? Deci avem în acest moment consorțiul de bănci este selectat, adică fondul prioritatea ca și acționar care vin de aceste acțiuni și a selectat consorțiul de bănci. Avem bănci internaționale reputabile, bănci internaționale, bănci regionale, bănci locale care se ocupă de această, de această listare. În pași, un proces de listare este un proces extrem de complex, care necesită foarte multe reiterații în ceea ce privește interacțiunea cu managementul. Sunt o serie de documente care trebuie create și trebuie construite la nivelul companiei pentru această listare. Vorbim un prospect de, de emisiune care conține informații foarte detaliate cu ceea ce privește atât situația financiară a companiei cât și planul de business. Care sunt perspectivele companiei pe viitor? Apoi vorbim despre un proces de educare a investitorilor: a celor care, a, a celor care sunt chemați practic să investească în, în hidroelectrica, un proces de educație pe care managementul companiei trebuie să-l facă cu acești investitori. Bineînțeles, băncile sunt foarte importante în tot, acest, în tot acest proces pentru că ele sunt cele care pregătesc, pregătesc aceste documente împreună cu avocații și împreună cu, cu managementul companiei. Deci, practic, vorbim, vorbim de o serie de, de procese care au loc la acest moment. Pe de o parte, această scriere și această pregătire a documentației specifice unui proces de listare care urmează ulterior să fie aprobat de către instituțiile. Abilitate pe de altă parte vorbim la nivelul companiei de o pregătire a business planului care să înglobeze datele atât trecute cât și așa cum vede compania pe viitor dezvoltarea, dezvoltarea companiei și în al treilea rând vorbim despre despre această educație a, a investitorilor care are loc în mai multe etape pe măsură ce lucrurile evoluează pe măsură ce din ce în ce mai multe documente și informații sunt strânse are loc și un proces de, de educare a, a investitorilor. Listarea asta de 20% din acțiunile hidroelectrica vor avea vreun impact asupra pieței de energie? Din punctul nostru de vedere, în mod direct, nu vor avea niciun, niciun impact. Mai avem și alte companii din domeniul energetic de la noi care sunt listate la bursă. Deci, din punct de vedere al, să spunem, al prețului energiei sau ceea ce se întâmplă în piața de energie, nu există un efect direct pe de altă parte, dacă privim la modul general, o listare a unei companii de stat, în acest caz cum este Hidroelectrica, aduce o serie de beneficii pentru, pentru noi ca și, ca și societate, aș putea spune. Pe lângă avantajele de, de nivel la, de ordin economic în ceea ce privește posibilitatea companiei de a accesa fondurile de pe piața de, de capital, vorbim și de o transparentizare a a companiei, din acest moment, compania va fi obligată, conform regulilor care sunt aplicate oricărei companii listate, să-și publice trimestrial situațiile financiare. Deci, toată lumea, investitorii, dar și societatea în ansamblu său, poate este ținută la curent cu modul în care compania evoluează, cu modul în care resursele de care compania dispune sunt utilizate și sunt investite pentru a genera. Un plus de valoare în, în viitor Vorbim apoi și de avantaje la, nivel, la nivelul pieței de capital În sensul în care România ca și piață de capital în acest moment este considerată o piață de frontieră Iar o listare a unei companii de talia hidroelectrica oferă o, un, un avantaj foarte mare Și o, ne dă o încredere pe, pe viitor că România poate să acceadă de la nivelul de piață de frontieră la piață de emergentă. Iar acest aspect este extrem de pozitiv sau este pozitiv pentru, pentru noi deoarece acest lucru înseamnă mai multe fluxuri de capital care vor fi direcționate de către investitorii internaționali către, către România. Iar acest lucru în timp bineînțeles se poate translata sau se poate, poate duce la o scădere a costurilor de finanțare ale, ale țării noastre la posibilitatea ca și alte companii, inclusiv hidroelectrică, dar și alte companii să poată să-și emită sau să atragă resurse de pe piața de capital la costuri mai reduse, ceea ce bineînțeles ne ajută pe noi ca și țară pentru că putem să avem acces la capital pe care putem să-l investim aici la costuri, la costuri mai reduse. Totuși, acum că am vorbit pe partea asta, dar pe partea cealaltă a clienților hidroelectrică, ei vor fi afectați în un fel de listare? Nu, deci clienții Hidroelectrica nu, nu, vor fi afectați în niciun fel de, de această bistare. După cum spuneam, din potriva aș putea spune că uh, vor fi în mod pozitiv, vor, să spunem așa, vor putea fi impactați pentru că vor fi mult mai bine informați cu privire la modul în care uh, compania uh, activează, evoluează, managementul va trebui trimestrial să vină în fața acționarilor să, să, explice ceea ce s-a întâmplat, ce acțiuni iau pentru a îmbunătăți activitatea companiei, deci din acest punct de vedere clienții nu doar investitorii vor putea să fie mult mai bine informați în ceea ce privește în ceea ce privește compania. Dar strict vorbind din punct de vedere comercial al relațiilor comerciale care există între companie pe de o parte și clienți nu există niciun, niciun impact. Știu că ai spus și mai devreme dar o să te mai întreb încă înc o dată. Ce beneficii va aduce listarea acestei companii de stat. Beneficiile, beneficiile sunt, sunt, foarte, sunt foarte numeroase. Cum spuneam, din, din, punctul nostru de vedere, hidroelectrica este una dintre cele, sau, nu doar din punctul de vedere, este foarte clar că este una dintre cele mai valoroase companii din, din, România, iar o listare la, pe Bursa de Valori București înseamnă că nu doar hidroelectrica, dar și noi ca și țară vom fi pe radarul investitorilor internaționali pentru că dimensiunea ofertei și dimensiunea companiei sunt de natură să atragă un interes din partea, din partea investitorilor. Iar acest lucru are aspecte pozitive, cum spuneam, pentru noi ca și țară, pentru că acest lucru face investitorii să se întrebe ok, hidroelectrica se listează la bursă, este o posibilitate, de, este o posibilitate să ne uităm la ea, pe viitor se pot întreba ce alte investiții mai pot fi făcute la noi în țară, ce alte companii mai sunt listate la bursă sau ce alte investiții de tip Greenfield pot fi făcute la noi în țară. Apoi este un semnal de deschidere pe care noi ca și țară îl, îl dăm față de, față de comunitatea investitorilor internațional pentru că ne arătăm deschiși la a atrage cât mai mult capital din, din exterior, lucru care, cum spuneam, ne avantajează pentru că dezvoltarea României Depinde pe viitor de atragerea de fluxuri de capital care să ne permită să ne, să ne dezvoltăm. Apoi, așa cum menționam, posibilitatea de a accede la statutul de piață emergentă, care implică fluxuri suplimentare din partea fondurilor care sunt specializate în a investi în piețe, de pe piețe emergente și nu doar de piețe de frontieră. Apoi vorbim de transparentizarea companiei și important de menționat că acest proces de transparentizare, pe lângă aspectele ce țin de situații financiare publicate de către companie în mod regulat. Vorbim și de guvernanța corporativă a companiei care trebuie să respecte anumite standarde și nu vorbim aici doar de respectarea guvernanței corporative din perspectiva legii cele ordonanțe 109 pe 2011 pe care toate companiile de stat trebuie să respecte, dar vorbim și de respectarea celor reguli care sunt impuse unor companiilor, de, companiilor listate la bursă. Există un cod de guvernanță corporativă și niște reguli pe care orice companie listată trebuie să le, să le respecte. Și din acest punct de vedere, la fel, este un, un plus pentru, pentru companie și pentru, și pentru investitori că, că hidroelectrica se listează la, la bursă. Apoi, un alt avantaj putem vorbi de faptul că se oferă posibilitatea atât investitorilor instituționali local cum ar fi fondurile de pensii, dar și alte fonduri de investiții, cât și investitorilor de retail, adică noi, marea, marea masă a investitorilor, să putem să investim, practic, adică să putem să deținem o bucățică mică dintr-o companie care este, cum spuneam, una dintre cele mai mari companii de la, de la noi din, din țară lucru care este de asemenea un, 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 un lucru pozitiv pentru că ne oferă o posibilitatea să facem parte din, din această din această poveste uh, care, se, care se numește uh, hidroelectrică. Mulțumesc. Mulțumesc și eu.